Ciofan vine cu dreptul. Lovitură bună, dar mingea trece pe lângă poartă. Fără cumva atinge transversal acest balon. Execuție bună. Minutul 8, avem prima fază importantă din această partidă. Recuperează FC Argeș și o minge în spatele apărării și o greșeală mare din partea lui Simon Mate în fața porții. Balonul trece aproape paralel cu poarta. Iată, e crud încă portarul Mate Simon. Nu anticipează corect traiectoria acestui balon. Mai bine ratai de dai în plasa laterală decât să dai mingea prin fața porții. Centrarea lui Babati. Lovitura de cap și este gol. Deschidere de scor. Iată, minutul 19. Atila Ciuroș se înalță și trimite cu capul în poartă. Lipsește marcajul în defensiva piteștenilor la această fază și la prima ocazie a oaspeților, deschiderea de scor apare. E lovitura liberă a argeșenilor, balonul pleacă mult, mult prea departe, Briceag într-o zonă liberă, să vedem dacă este lui centrarea, tot pe lung, ocazie bună de gol și este o minge scoasă până la urmă de Ciucani, aproape de pe linia porții. Briceag își face mingea pentru centrare. Mingea scosă de pe linia porții. Hegedus e cel care o scoate acrobatic de pe linia porții. Vine repunerea lungă cu capul, balon de Viaci. Este ocazie de gol pentru trupa lui Nicolae Dica, același buhăceanu. O minge ce ajunge pe partea stângă la Torvund. Driblingul său și șut la poartă, nu prinde cadrul porții, însă încercarea este foarte bună. Petrișor Petrescu va trimite, nu arată rău această centrare și este bară! Bara transversală o salvează pe Csíkszeredo. Miercurea Ciuc se iau cu mâinile de cap fotbaliștii aflați pe marginea terenului, tot Garuti a fost primul care a șters mingea. În fine, Roman semnează cea mai clară ocazie de gol cu încă un corner pentru piteșteni. Vine centrarea sa, minge în careu și levitează și prinde acest balon Mate Simon. Nu îl respinge în afara terenului, reușește să aibă o priză perfectă la lovitura de cap a lui Guilherme Garuti. Cornerul în careu, să vedem dacă vine cineva pe 20 de metri. Briceag, șut pe lângă poartă, ocazie importantă pentru piteșteni. Foarte bună lovitura în diagonală, Briceag, nu știu dacă își reproșează, cred că mai mult de ciudă. Pricinos aici, a fost atât de aproape de golul egalizator. Petrișor Petrescu poate veni cu șotul pe lângă poartă. Are și noroc Simon Mate. A fost aproape Petrișor Petrescu de a marca. Eroare la preluare a lui Kovac. Mingea către Dima. Dima trimite o pasă bună. Robert Moldoveanu apără Mate Simon. Pare offside. Da, e indirectă. Vreți să spun ceva? Și aici trebuia să dea din prima pe colțul lung.